Ei, dragi olteni, ardeleni, vedeți că vine pălinca peste voi. După ce am golit ultimul cazan din acest sezon, aflându-ne în... Cât suntem astăzi cu anul gen? 9 decembrie 2020. Am golit, ia uite, așa se golește cazanul foarte bine cu mâna, da? Așa, vom trece la ultima etapă a obținerii acestei licori Pfizer, sau cum se numește, Endevizir, nu știu, mă rog, are proprietăți virusologice foarte recunoscute de-a lungul miilor de ani. Vom proceda la obținerea palincii. După ce am făcut câteva cazane din putoaiele aici de față, da? Cel din dreapta are 200 și un pic, trebuie așa. Am luat câte o găleată la cazan și rezultă, la după fiecare cazan, câte o cantitate de țuică care ce nu are o calitate foarte bună. Și această țuică va fi băgată în cazan. Turnăm bidoanele, da? Cu acea țuică de slabă calitate. Aceasta este o țuică, am putea spune. Unii chiar o consumă așa. Ce are o calitate inferioară, țuicii de calitate. Adică la acest cazan de o vedere, luăm o găleată de țuică, cred că are vreo 7-8 litri, nu neapărat 10. Iar ce rezultă după, în medie, cam 5 litri, o folosim acum la sfârșit. Deci până acum am băgat 15 litri. Cu încă 5 litri, 20 de litri. Să nu mă acuze lumea că eu de cât filmez, am cărat și eu 3 bidoane. Dar ăla de 6 litri unde e? Nu l-ai luat. Nu e nici unul de 6 litri. E unul de 6 litri. Acesta e bine, unul de 6 litri, l-am golit. Și punem mai departe. Bidonul are... Cazanul are o vedre, nu? Da. Și așa, până 80 acum... 80 de litri. 80 de litri, da. Pentru cine nu știe ce înseamnă vadră, vadră înseamnă 10 litri. Da? Și uitați, cam așa arată minunata licoare de care va ieși pălinca. Cam cât? Așa, 10 litri, cu la 16 litri, 20, 21 și cu 5, 26 și cu ăsta, a, și cu la 5 litri, 36 de litri aproape, da? O jumătate de cazan. Da. Vom purcer de la aprinderea focului. Constă în împingerea jarului sub cazan. Deci acest jar îl împingem sub cazan. De la o flacără mică începe totul. După ce s-a întețit puțin focul, vom pune cazanul, vom pune capacul, pardon, capacul cazanului, pentru că este cunoscut în lumea producătorilor de alcool că alcoolul se evaporă la 70 de grade.
Și vom pune și țeava. Da. Oana Jane este colaboratorul nostru de asta dată. Eu făceam treaba asta, dar acum, fiind ocupat cu lampa și cu camera, așa, încet, încet, stai să, stai așa, bun, deci am pus cazanul, după care vom procede la ermetizarea cazanului, da? Cu făină amestecată cu apă. Se amestecă făina cu apă până obținem un pastă așa cocă, șoptește maică mea. Ajunge, cred că ajunge cât este. Pentru a ermetiza cazanul. Înainte ce foloseau cu anagini străbunii? Cenușă cu barigă de cal. Nu de vacă? Nu, de cal. Numai de cal? De cal, da. Dar de ce de cal? Care nu, era? Nu cunosc. Da, știu că pune și de vacă. Se uite așa, se ermetizează un cazan. Acum punem... Dar culmea că de când pun dacii, noi suntem dacii, nu? Dacă pun dacii actualii făină, să vă uite că țuică nu mai așa bună. Dacă îmi puneau cenușă cu balegă de cal, parcă trăiau până la... Oare asta să fie secret? Da. Deci cam așa se pune. Dar când am văzut că acolo e un spațiu gol. Uiteți, uiteți. Pe cele două. Așa. Așa, se ermetizează acolo, ok. Să exemplificăm un pic și aici sus. Bună, gen. Și aici sus. Așa. Ok, și acolo la cazan. Aici, la cele două țevi. Ok, aici este un furtun. În momentul în care se fac mai multe cazane, apa de aici se încălzește și nu mai face răcire. Da, așa facem noi aici la Ionești Vâlcea, România. Și chiar a dat câteva aprecieri la un moment dat. Ok, lasă așa, lasă așa, ca să exemplu. Hai, după ermetizare, aici, nu aici se pune? Nu aici? Nu, pe bune. După ermetizare, punem recipientul în care va fi colectată licoarea, de altfel. Bineînțeles, punem și un tifon pentru a nu cădea funingine sau impurități de la focul de la cazan. Fiind foarte aproape de țeavă, vedeți focul, țeava, bună. Este un pic goală, va trebui să umplem cu apă. Da? Trebuie umplut până acoperă cilindrul. După ce am umplut, așteptăm să apară minunea. Precum un cățeluș, ne așezăm pe coadă și așteptăm înfăptuirea. Să recapitulăm. Bidon de 10 litri. Bidon de 6 litri, 16, 26, 36 și cu 5, 41 de litri. Să vedem câtă pălincă este. De calitate, de altfel.
poveste? Și pentru că foarte mulți din dumneavoastră vă veți întreba, bă, dar cum ai ajuns tu ca oltean să faci palincă? Adică, nu? E, eram undeva pe la Facultate în Medicină Veterinară București, Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu, USA, se numea Universitatea de Științe Agronomice, și aveam colegi de facultate ardeleni. Bineînțeles, la acea vreme chiar taică mă reușea să fac o țuică cu gust de prune. Mi-a plăcut foarte mult țuică, așa cum îmi place. Și chiar am vrut să mă duc și eu la colegii mei să mă mândresc. A apărut să bidoanele de 2 litri jumătate. Vă dați seama, două bidoane de 2 litri jumătate însemnau 5 litri. Bă, zi, mă duc să-i dau pe ăștia pe spate, să le arăt cum e cu... cum e cu țuica de la olteni. Porecla mea pe atunci fiind micuțu, m-am dus la colegi și zic, bă, hai să vedeți ce vă dă micuțu aici. La care colegii ardeleni, adică, tată, consumator de palincă, nu de țuică oltenească. Deși țuica multor olteni, da, este, aș putea spune, inferioară celei obținute aici. În fine, nu contează, la acea vreme chiar aveam o țuică foarte bună și un coleg al meu de facultate, ardelean, zice, bă, micuțule, ia vină cuțe. Cât e, bă, țuica la tine? Cum ar fi, să zicem, acum un litru 15 lei? Zice, ia aici 1,5 milioane, dar promitem că faci următoarea chestie. Și eu zic, ce mai, să-ți aduc țuică? Clar, ți-o aduc și să-ți mai dau și mai mult. Colegul mi-a zis, face, nu trebuie să-mi aduci țuică. Decât după ce bagi o vadră de țuică de asta în cazan, îi pui capacul, exact cum am făcut eu acum, dai la flacără mică, ai grijă că se evaporă și se pierde alcoolul. Conează nu ușor cu focul, că e prea puternic. E, da, mai trage niște blâni. Că iese abur, nu de alta. Și zice, stai ușor, așa, ușor, să curgă încet, încet, ușor palinca. Uite că deja încep să dea. Începe să dea palincuța. Și zice, și promitem un singur lucru. După ce scoți palinca, te rog eu frumos să guști ce rămâne în cazan din acea țuică de-a ta bună. Și atunci am înțeles eu care este valoarea palincii. Că palinca nu constă în tărie neapărat, cât în puritate. Cunoscătorii nu recomandă să gustați din primele jeturi. Eu însă, dacă vă uitați la ceașcă, aburește un pic, e caldă. Plăcându-mi să trăiesc periculos și acceptăm provocările, sunt tare. Eu sunt tare, dar haideți să facem proba focului. Da? Pentru cine nu știe, țuica se verifică pe foc. Ia să vedem. Deci v-ați dat seama despre ce e vorba, da? Și să ne vedem la sfârșit de cazan. Apă, dragii mei, după ce am băgat Niscaeva Ivermectină, AstraZeneca și Johnson & Johnson, aici la gura cazanului băgăm și puterea olteanului. Tocilizumab, ăsta este formula completă. Și
și cum e bine să împărțăm bucata de câine, pâine cu prietenii. Da. Ajutoarele Rex, patroclița cu sunica și negruș. Ia cu sunica. Lupu, a venit lupu. Hai lupule, tată, unde umblaș? Hă? Cel mai old câine. Ia să vedeți instinctul de a linge părință. Nu? Da. Stă șezut. Acesta este poziția cu o haită liniștită. Hai și tu, hai să te văd că e cel mai agitat. Să vedem dacă imiți haita. Da? În momentul în care ei sunt aproape liniștiți, nu mai dăm comenzile foarte puternic. Patroclița stând cu un picior ridicat, e clar că nu e liniștită. Negruțul încă mai caută. Da? Dacă strig mai tare, vor pleca. El vor pleca. Ați văzut? Deci e clar că comanda a fost prea puternic. Și acum se așează. Cel tânăr, cel negru, e agitat, nu? Patroclița este gestantă. Ea fiind. Ați opri să vedem dacă reușesc să o focalizez. Patroclița gestantă. Negruțe el. Cu sunică. Vulpiță. E vulpiță. El este Rex. Lupul. Cu o cataractă, vedeți cum îi strălucesc ochii, în mod aparte. Vedeți? Are probleme cu vederea. Dar știe să stea așezut, ca și lup, rexul. Și aceasta, uitați-l în sfârșit pe negruț, ca sta și el înșezut. Și aceasta este o haită care, da? Și are contactul vizual, atenție, către mine, vedeți? S-a uitat și la mine. Lupul se uită și la mine. Rex? S-a uitat și el. Vedeți cum trebuie comunicat cu câini? Atenție, ei nu sunt câini dresați. Sunt câini al cărui stăpân știe să interacționeze cu ei. Hai, talul doctor J. Ăștia mănâncă oase de pește, nu? Și mă înjură lumea, cum le dai oase de pește, oase de găină? Da, pentru că nu vrea să fac bizniță cu mâncare de câini. Sunt deontolog, sunt medic. Da. Și să revenim la pălinca noastră. Cam așa trebuie să curgă un firicel, lent, nu puternic, pentru că alcoolul se evaporă la 70 de grade Celsius, apa se evaporă la 100 și dacă dăm prea puternic, e posibil să se evapore și apa odată cu palinca, cum ar zice noi. Haideți să vedem cum ajungem la sfârșitul. Ia stați să vedem cam cât s-a adunat în minunata greată. Un sfert de greată. Asta însemnând 2 litri. Și așteptăm liniștiți, precum haita. Ia uitați. O haită disciplinată, al cărui stăpân le înțelege limbajul. Stăm tot liniștiți. Aha, acolo e cald. De asta lupul cu patroclița.
la foc domolit, să nu curgă prea tare. Încet așa. Încet. Pentru că vorba ce, rarul umple carul. Deci e aproape jumătate. Găletușa, așa, picurat, picurat. Încet, încet. Are... abia să curgă din țavă, vedeți? Să nu iasă aburi prea mulți. Acum ies, dar puțin, vedeți? Ar părea că focul prea încet, dar dacă e saburi, realcul, ce se pierde. Și ca să nu ne ebriem și vrem să verificăm tăria, ei, dragilor, după aproape 3 ore, la picătură mică, găleata noastră se ridică și, cum ne plac nouă sporturile extreme, haideți să vedem ce este aici. N-aui, mă, ce îi aici, mă! N-aui, mă, ce bun îi, mă! Apoi cum te unge pasul? Da, păi ce am, mă? Apă nu pot grăi orchelenește, grăiesc arghelenește. Du-l-ai, Doamne, dar asta mai trebuia, asta e blestem. Apa așa ceva nu mi s-a întâmplat, apă cât de cât și-o pe pământul ăsta. Apă dă eu soltean de jet pe jet, răgățan vorba aia. Și cum e de ajuns numai să fac o pălică din țuica mea de oltean? Și să mi se schimbe și graiul, dar nu pot să cred, mă, dar nu pot să cred, dar nu mă dă pace lui Dumnezeu. Tu l-ai, Doamne, dar numai de ăstea puteam eu să pățesc, amu, îmi plac de sărbători. Nu ca noi, nu-i lucru sănătos. Apa aia și ceva nu se poate, mă. Mă, dar eu sunt oltean, mă, m-am născut oltean, adică și dacă am băut o țână, dar jinars, dar e din țuica mea de oltean. Apa aia asta merit eu să pățesc. Tu l-ai, Doamne, acum înțeleg eu de ce oltenii nu vor să facă jinars. Pălincă, cum zicea noi. Păi dacă au pățit unul din bunicii noștri așa ceva, i s-o stălci graiul. Apă, înțeleg să avem alexie, dislexie, alalie. Dar apă, așa ceva nu se poate, mă. Dar nu se poate, mă. Dar n-aui, mă. N-aui, mă, cât îi. N-aui cât îi, că nu mai îi. Dar lăsați, apă, dă-l dracu de Dumnezeu, de grai, apă, că să vedem dacă e tot așa de tare, mă, că nu crede lumea, mă. N-aui, mă, ia. N-aui, mă, că zici că e kerosen, mă, dar pe ce, drag Dumnezeului, dar ce mi-o păță, mă, limbajul, mă, că, Doamne Dumnezeule, dacă mă duc la mândra mea mâine dimineață și mă aude cu graiul ăsta, apă zice că saltul, ce, că am bolânzit. Dar nu-i posibil, mă, dar nu, așa ceva nouă, că ăsta e blestia mordelenez, mă. Adică nicio, bă, dragi olcheni, de vă pune dracu să faceți pălincă din țuica noastră olchenească. N-ai ce pățâs, mă! N-ai ce pățâs, mă, că e bolânzală curată! Puuu, limbajul cui l-a făcut! Dar pe cum, mă, să pățesc eu tamăna așa ceva? La căzanul meu olchenesc, grei arghelenesc. Ai pățit așa ceva vreodată? A, pe ce contează? Bine, mă, că răchia-i bună, mă! Ei, răchie, nu-i răchie, mă! Coptile! Ăsta e jinars, mă, jinarsul nostru arghelenesc, pe pământ olchenesc. Dar pe mă, dragii mei,
gustând așa și savurând, nu pot să nu-mi amintesc de dragii mei de Momârlani. Apă undeva în Valea Jiului acolo, în acel minunat Cătun. Rafila și toată echipa de acolo, Doamne, că nu pot să-mi vă descriu un cuvinte, ce minunat m-am simțit acolo, mă. Dar pe mă, ăia-s oamenii adevărați, mă. Orteni, ardeleni, moldoveni, românii mei, trebuie să luptăm, să nu chiar gheam, mă, ce frumos de la noi, mă. Viorel Cherescu, Vertical TV, decembrie 6, 7, cam aici, nu mai știu. Mă bucur enorm că am putut să vă fac acest material pentru a arăta că și noi olteniști știm să facem pălincă. Dar cu toate astea, da, păi știm să și grăim, mă, da, pe cum, mă, da, nu putem să o lase Dumnezeu pe oltean să nu poate el face ceva, ca arghelenic, cum or zice noi oltenii.